Spuneți-mi, vă rog, numele de familie și prenumele. Deloș Ioana Lunitifor, Din din ce an sunt? Cosăuț, din 33, 1933. Din Cosăuț, v-ați Da, născut aici. aici m-am născut. Câteva săptămâni în urmă, noi am fost în ospiție la Mătașini. A Ne-ai fost. povestit despre ce ai văzut, ce s-a întâmplat cu evreii. Și noi am venit acum ca să-ți amintești și să înregistrăm memoriile tale. Spuneți-mi, înainte de război la voi în sat, în Cosăuț, erau evrei? Au fost evrei la noi, chiar aici, unde am o poștă. O trăit unul, Iosi, ce ne spune așa, dar familia nu știu. Iosi? Iosi, Iosi. Dar a fost unul mai la dealul lui Acșai. Și a fost unul Aron. Și a fost unul Dugi. Mai în jos încolo. Fosta nu e vei. Și clădirea care e poșta, acolo era locuința la unul dintre ei. Ei aici aveau casă, aveau tăiat, trăiau aici. Mă, t-ai văzut ce s-a întâmplat cu evreii voștri din sat când s-a început războiul în 41? Când s-a început războiul, apoi noi eram aici încă, la deal de aici s-auzea că viu, da, aici de-amă evrei erau. Erau și noi, pe noi de aici ne-au ridicat. Ne-au dus, o fraie și de sac, și nu și bă, mai ceva mai strașnă, și noi ne omoare. Și noi am spus încă lui Iosif ăsta, că tata nu era acasă, tata era în România. Deci că mama i-a spus, deci hai Iosif cu noi. El a spus că eu n-am drept să mă duc, eu trebuie să rămân aici. Și noi ne-am ridicat și ne-am dus de aici, ne-am dus la Palanca. Când de la Palanca când am venit, noi după război le-am trecut în colo, pe evreii tăi grămădea aici în pădure la noi, în Mălășuni. Cum așa se spune la pădurea asta. Și aici erau un lagăr. Agar câți erau acolo, dar mulți erau. Care dintre înși nu puteau merge, a făcut două gropi, tot ele s-a pasă aici pe pământ. La un om, la deal de toc aici, cum am luat la noi tocul. Și care nu puteau merge, care așa bătrâni, păi aduce căruțele și îi da acolo în bortă. Dijii, da, prostul, dijii erau ei. Și da, acolo în bortă. Și, da, mama lui evreu ăsta a avut să-i dea niște bani. Și de-amă, când am venit din colo, mama a luat și s-a dus la tata ei din Gorocodic. S-a dus și a luat niște bani, și i-a dus lui în pădure. Apoi, el îmbla cu banii și ia mână și spune că ia că ți-a adus bani. Deci de la care a rămas tătănie, o plăcine și nu viu să arăte la mine. Și apăzând și de aici, aici îi luau și îi duceau căruțele, îi duceau mai departe încolo la carieră. Și treceau în partea și aia. Și deci. În partea și aia unde? În Ucraina. Pe Sinistru ai în vedere. A? Pe Sinistru. Sinistru în Ucraina. Și de acolo de-am unde duceau, nu știu. Îi grămădeau tăță încolo și îi duceau. Îi chinuieu aici, îi chinuieu, îi dezbracau, îi băteau. Ei, ca pleniși, cum s-ar spune, pleniși, apă și ei erau. Dar cine îi dezbracau și îi băteau? A? Cine? Românii. Românii, și care erau mai bogați, ei aveau oamenilor care erau cu dânsă. Și apoi încarca atât și aveau ei acolo. Și mai aveau ei.
și îi puneam căruță, dar ei mergeau pe jos. Așa i-a dus eu până mai încolo și dam cai și cu tăta vere și a lor fugeau. Dar mă, de unde știi despre așa cazuri că au fost? Apoi, da, pe lumea grăie și nu s-a aude. S-a aude asta, că ea că așa l-au făcut așa, așa l-au făcut așa. Că ea vii o sfiază. Și asta a făcut să oameni de la voi din sat? Sau oameni de la noi din sat cu căruțele scot eu. Erau care trăiau dine cu soldați și ei de acolo, cu românii și ei care pe drân și-i păzeau. Le da și lor și rămâne și lui. Da, mă, ta știi pe cineva pe nume sau pe nume de familie, știi pe cineva din ăștia din sat care a făcut așa? Ei, da, mă, și ea nu. Da, eu știu că nu sunt, că am murit. Dar da, ți amintești cum îi chemau? Fost mutoi niște oameni tot, se dușeau pe acolo și îi dezbracau, eu mă ușideu. Și apoi, Palanciucu unul fost tot, îi căruța-i dușea și apoi luau tăiată. Poate mai erau, dar eu puteți, nu pot să-i spun, că eu atunci tot noi eram tare bătrân. Mă, t-ai spus că voi când v-ați dus la Palanca, ăsta vecinul vostru, eu, și-au spus că ei nu pot să meargă. Da, ei au spus că noi trebuie să rămânem. Dar de ce? Nu voi spune. Nu noi trebuie să rămânem, noi nu avem drept să ne ducem. Nu le dădeau voie sau... Vede că nu le dă de voie, ei le-am avut vedem. Și ei au rămas aici. Și ei au rămas aici. Da, voi când ați venit, ei erau deja acolo în pădure? Erau în pădure, tăi grămădeți. Dar mă, ai fost la pădure vreodată acolo să vezi cum era? Da, la pădure, chiar acolo unde ei nu am fost, dar marginea așa am fost. Că ei erau mai nici nu da voie acolo, că erau soldați, erau inținiu. Dar de la ce distanță ai văzut? Ha? Cam de la ce distanță ai văzut acolo lagărul și ăla? Ei, cum? La voi 600 de metri, așa, ia, te uitai așa, păște ieșitele și te uitai încolo. Și cum arăta lagărul și ăla? Da, cum arăta? Prost, acolo îi țineau grămadă acolo. Dar era îngrădit sau nu? A? Era îngrădit? Nu era îngrădit. Așa îi înconjurați erau și ei, mă, dar unde aveți fugă? Ce rom noi găsea? Ei nu aveau cum fuge, nici nu fugeau chiar. Dar în pădure, acolo, unde stăteau ei, erau toți copaci sau era... Copaci erau. Și erau o poiană acolo și copaci tot erau, dar mai rari copaci, unde erau mai rari copaci. Și cât de mare era poiana și unde stăteau ei? Ei, o 2 hectare așa-s fost. Și ei stăteau tăți acolo pe poiană și ea? Da, ei acolo și de tăți în pădure. Erau bărbați sau femei? Sau? Și bărbați și femei tăt felul. Și copiii erau cu dânșii? Da, tăți erau. Copiii unde? Tăți erau copiii tăți. Da, cât soldați erau cu dânșii acolo? Da, și eu pot vă spun cât, nu. Dar erau vreo 1-2 sau erau, de exemplu, 5-10? Mai mulți erau. Care îi păzeau. Și soldații cum se purtau cu dânșii ăștia care păzeau? Păi, da, cum se purtau? Nu știi cum se poartă. Fiecare cată să-i jumurească. Să-i jumurească dânșii, de lua. Lua și abiau șerșei, inele. Mă, t-ai văzut vreodată când le luau șerșei? Nu, n-am văzut, așa se auze lumea, grăie. Eu, ca un copil, așa ascultam. Da, acolo, când era iaca, la distanța asta, mă, t-ai puteai să auzi glasuri ceva, să auze vorbă. Auzeai ceva, sunet? Nu. N-auzeai. Nu. Mulțumesc. Da, cam cât timp a stat în pădurea asta? Vă știu, o stat e așa, cam mult ușor o stat, 2-3 luni stat, așa ne împare.
pe grămadeaua de pe loc și aduceau un coaș și treceau. Când mama matale s-a dus atunci la pădure să dea bani, mata tot ai fost cu dânsa? Nu, eu nu am fost. Nu, nu de voie la tăsă, o să întâi. Gropile astea două, care ai spus că erau, unde erau, cam la și distanță de la locul unde era lagărul? Era la vreo 2 km. La vreo 2 km? Da. Și ele erau pe câmp sau tot în pădure? Pe câmp erau câmpul liber. Cât de mari erau gropile și ele? Gropile și ele erau mari, pot vă spun că aveau... E cum să vă spun așa, 25-50 de metri, așa, erau vreo groti. 25-50 de metri lungi, ai în vedere, măta? Lungime. Da, adâncime? Adâncime erau la vreo 2 metri, ca să nu mai poată ieși de acolo nimeni. De așa acolo aduceau deșii care nu puteau merge deșii și trânteau acolo. Da, de unde știi, mă, atac de vii îi aduceau? Da, pă, dacă eu avem zi mai încolo și mergem prin cap, chiar acolo, la grotele și alea. Și se vede bine de acolo? Da. A, și... Dar pe acolo ele nu erau păzit, puteai să duc să uite fiecare. Și mă, ta ai fost aproape și ai văzut? Da, fost pe acolo, am mers pe acolo și ei s-auzeau cu chinuind și poți să mai duci chiar să te uiți la adres cum omul mă chinuiește. S-auzea? Da. Din groap și ei auzeau. Da, să auzeau cum ei îi se baicau. Înăuntru în groap să da. Care erau ei. Dar cei care nu puteau merge, da, ei duceau și ei dau acolo în bortă. Mă, t-ai văzut când îi aduceau și îi dădeau acolo în groapă? De văzut n-am văzut, dar îi aduceau cu căruțele și... Dar de unde știi că i-a dușeau căruțele? Da, păi tot, că se vedea că aveau căruți pe acolo și pe drăși, i-a dușeau, care nu puteau merge, i-a dușeau și dau acolo în bord. Dar cam de câte ori ai văzut că vine o căruță acolo? De, pot să vă spun toți, nu. Ai văzut odată sau de mai multe ori? Mai multe ori, da. Dar la căruță cine era, cine conduce căruță? Omul care cu trăsură. Din sat erau? Da. Dar erau cu dânșii și soldați români sau numai om? Erau soldați că vineau să provozdaie și vineau și ea de fie. Și gropile astea au fost tot timpul acolo cât a fost lagărul sau le-au închis? Tot lagărul și ele au fost acolo. Dar pe urmă le-a spart. Pe urmă le-a spart. Pe deși eu dus, deși eu a spart. Dar așa este, două, trei luni, el a stat da, așa deschisă. Eu. Cât o să duce ei și acum. Cât o să duce în pădure, cât era până eu trimas pe deși, pe deși îi grămădeau. O parte i-a dus eu, pe alta i-a dus eu. În timp de două, trei luni este pe parte i-a dus eu și alta i-a dus eu? Mă, ta vedeai cum aduceau oamenii noi? Nu vedeam cum îi aduc și eu am văzut, parcă aș adus acolo chiar. Mă uit, dar îi aduceau și de aici îi transportau încolo, de prin toată Moldavia. Dar când ai văzut că aduceau spre Nistru, îi aduceau pe jos sau cu căruțele ca să treacă Nistru? Ei mergeau pe jos, dar bagajul în căruț. Și câte căruțe erau acolo? Ei, câte căruțe? Erau 5-6 căruțe, câte... Acolo să-i duceau acolo. Printre ăștia care se duceau pe jos, ia ca castra, ca Nistru, ai cunoscut pe cineva de la voi din sat? Nu, că eu nici nu prea m-am fost acolo. Că ei duceau în partea cea de jos, noi nu prea blam încolo, noi în partea asta sus mai mult. Da, ăștia care au stat în lagăr, acolo în pădure, pe dânșii îi hrăneau timpul ăsta? Le dau acolo niște ciorbă, eu știu ce le dau acolo lor. Acum mai duceau oameni și duceau fumiere, duceau. Și duceau mâncare? Da.
Duceau mâncare... Mâncare, când lasa, când nu-i lasa. Și adică ei cumpărau adică de mâncare. De la oameni, sateni. Da, de la oameni. Și plăteau cu bani sau plăteau cu lucruri? Bani. Aveau bani. Aveau bani. După și eu plecat de acolo, mă, ai fost să vezi locul și ăla unde au stat ei? Nu am fost, că vă spun, prin acolo eu nu prea am luat prin pădure și noi mai mult în pădure asta, aici la timp, cu voile, cu zitele. Da, ce s-a întâmplat cu toată averea care au rămas de la evreii voștri deși aia în sat? Dacă noi am fost ridicați, nu știu ce s-a făcut cu dânsa. Cui o dată, ei poate înainte o dată, oricum, nu voi spune asta. Dar când v-ați întors... Ei de-am nu erau acolo în pădure. Dar la dânsi în casă averea era sau de-am nu era? Nu era nimic. Nu era nimic. În afară de evrei, nu știți, o mai ridicat pe alții sau o mai strâns, o omorât pe alții sau numai pe evrei? Nu, de la așa de oameni de islamți n-au luat, numai cât pe evrei. Dar n-ați auzit despre comuniști, dacă cu dânșii în 41, atunci nu s-a întâmplat nimic? Atunci care au fost de-a păi ridicase. Care judecați, care erau comuniști, care erau cum atunci, cum erau în partidele și ele românești. Pe o parte îi judecați și îi luase pe noștri. Și pe urmă o i-au ridicat. Dar nu știți, cu țiganii nu s-a întâmplat nimic atunci, în 41. Cum? Cu țiganii. Nu. Nu a fost nimic. Nu. Dar ne-ați spus că... Românii dezbrăcau și îi băteau, mă, ai văzut vreodată să-i bată? Nu, dar să vă spun că eu așa chiar pe acolo nu prea îmblam. Spun că nu-mi bag, să văzut că îi bate, nu am văzut. Dar așa am auzit că îi luau inele, șerșei și aveau ei, vopșe, aveau aur, aveau bogății și le lua lumea de-a mugrăie. Da, mă, t-ai spus că pe o parte din oameni i-au luat, care erau în partide. Era apoi ce... ăștia nu da, evrei, de-a noștri din sat, da. Au fost de ăștia care au fost în partidul cuzist sau legionari? Da. Mă, t-ați amintești ceva despre dânșii până la război și fășeu cum suportam? Nu, și fășeu, ia că eu nu pot vă spun, și fășeu. Ei erau partide, cum am fost partidele. Se duce la votat, se duce, nu cum am în fiecare stat, dar era stat anumit, unde se duce eu, de mai multe state. Și acolo care vreau, coziști care și mai erau liberare, ori și mai erau acolo și votau. Tot cum am ea. Și votează, dar așa și atunci votau. Dar despre coziști, nu știi cum e cu evreii, ce relații erau? Și... Nu voi spune. Noi să ne oprim aici și o să vă spunem mulțumesc.